Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou videoclip. Nu m-am lăsat de YouTube, după cum ați spus acolo mulți în comentarii. Au trecut vreo 5 zile de la ultimul videoclip, doar că am fost prinși cu evenimentul caritabil care s-a desfășurat la București acolo. Da, mă, frate, trebuie să înțelegeți și voi că mai avem și noi alte lucruri de făcut în viața noastră. Facem, da, trebuia să facem chestia asta și îmi pare rău pentru absența mea, dar acum am revenit acasă și am revenit în videoclipul forțe. Da, v-am zis că nu e ca și cum am stat degeaba, dar mai avem și noi 90 ani. N-am mai avut timp înainte să filmez un videoclip de rezervă, să-l postez în momentul în care sunt plecat. Și asta, nu știu, asta a creat absența asta mea de 4-5 zile. Dar nu e niciun fel de problemă, acum revenim în forță până de sărbători. După iar un pic de pauză, că vin sărbătorile la toată lumea, da. Dar acum avem aici o probă, fii atent, poți să le arăți din prima. Avem mingi de ping-pong, sunt colorate diferit, vezi? Astea sunt de mai multe culori, iar astea sunt portocalii, ca să putem să le diferențiem între noi, fiecare cu ce aruncă, știi? Okay. Și avem aici terenul de X și 0, frumos. Așa. Ai luat, ai aruncat mingea, primul care a făcut linii, ai încheia proba, da? X și 0. Pune în cadru și dă drumul la treabă, hai să vedem care e mai bun la X și 0. Gata, ai pregătit? Dacă ați văzut, ați observat la început, erau invers, mi le-a dat mie. Păi nu-mi plac că le-a mai colorat urât. E zvrăjeală că le-ați mai multe și nu trebuie să fugi după ele. Nu mă, cât ai tu acolo, te iau și eu. Trei și cu bine. Am venit aici cu linii, vedeți că-s mingile colorate, a venit și el cu asta. Dacă venea înainte, îmi bloca linia aici, frumos. Îmi convine. Gata? Gata. Îi dăm 2 din 3, că a fost prea rapid de treaba. Hai, 3, 2, 1, start. Hăț. 3 din ăsta, 3 date, mâncava. N-am fost încălzit la prima rândă, când m-ai luat așa. A, mai să dăm drumul la ultima, hai să vedem. 1-1, da? Da. Și a dat frerul 3 din 3, nu mă așteptam niciodată, mâncă mai dura voastră. Hai să-i dăm forță, hai. Da, da? 3, 2, 1, start. Bun. Stai cu mine. Păi te-am bătut. Bă! Taram, 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 taram. Dar asta verde de când era aici? Nu știu, tu ai dat-o, mă întreb pe mine. Păi era acolo. Nu, eu vreau să și vreau să mai. Eu am dat-o primul, cred că pe aia. Vreau să mai pe filmare să văd care, dacă era aia verde când ai dat-o pe aia galben. E de acord cu mine? Da, 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 hai să vedem. Nici eu nu știu cum a ajuns aia verde acolo. Am verificat acolo pe cameră, mi se pare super incredibil. Eu mai aveam una verde aici pe masă și s-a lovit de aia și a venit aici, dar a venit la, nu știu dacă este o secundă de diferență din asta, de la una la alta. Gen, dacă ăsta lui Badan și imediat a venit și a mea înapoi. Da, da, da. Dar, na, a lui a fost primul și trebuie să dăm punctul. Prima cum ar veni feria. A ta a căzut prima și după aia a venit a mea. Deci am știut că eu am ce să mai te-ai răstit de mine așa că la prima, băi, cu tare că băi, o secundă, băi, o secundă, dacă mai aveam, îl băteam pe frer. Campion. Hai să trecem la următoarea probă. Aici poți să le arăți tu, că avem pe ruletă 100 de centimetri, da? Da. Deci fii atent, punem ruleta așa la 100 de centimetri. Bine, dacă ar și sta, dar nu contează, las că facem noi să stea. Și dau drumul la mingea de ping-pong, așa. Bam. Și în momentul în care am dat drumul, cel de aici a venit și face așa, bam, 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 bam. Dar fii atent, a căzut mingea, deci dacă eu am palma aici, trebuie să aștept să cadă mingea și după aia mut în partea elaltă. Nu că fac eu așa de 100 de ori, înțelegi? După fiecare cădere din asta, lovitura mingii de pământ, treci mâna în partea aia și care face cel mai multe fără să-l atingă mingea. Okay. De exemplu, dacă tu faci și absânt și crezi că mai poți face una și te-a atins mingea, se anulează toate. Okay. Ai înțeles? Okay. Cam asta va fi proba. Hai să punem aici, să fixăm la 100 cm. Fiți atenți, aici să vedem de câte ori trec eu palma pe aici, da? Ai bine aici? Da, mă, la nivel cu ruleta să fie. Da, da, da. Ia, ca să nu zici câte ai fără, gata. A, mă, lasă-mă. Hai. 3, 2, 1 și... Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Zece, asta m-am oprit. M-am oprit, da, că mi-era frică să nu mă ating mingea. Hai. Înțeles? Și dacă mă atingea, s-a anulat toate. Să vezi tu acum 103 fac. Nu, e greu, e greu. Hai să vezi. Ia, fii atent. Hai. 3, 2, 1 și... 1, 2, 3... Aaaa, 103 faci, băieți! Da, mă, dar stau nașpa în partea asta, băi, și unde vrei să stai? Eu nu pot să dau, trebuie să stau invers, de aici. Băi, nu pot să... Ascult, nu pot să dau așa invers, mai bine mișcarea așa. Facem 2 din 3, că și-a găsit scuze și n-am ce să fac. Facem 2 din 3. Treci tu în partea elaltă, ca să nu-ți mai au gura.
Încep tu primul de data asta, da? Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. S-a anulat iar tăi, dar tu nu știi deloc pe jocul ăsta, văd că. Ia, ține aici. Dar aruncă bine cum trebuie asta. Băi, am aruncat perfect, ați văzut. Da, mai cădea... bine, n-ai văzut cum a sărit la mine până sus? Cădea mingea, vezi, cădea perfect, ești nebun la cap. Băi, nu e bine, ha. Ia să vedeți acum, da? Vezi, hai. 3, 2, 1 și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 9 am oprit, mai dădeam una și iar s-a anulat toate. Ține. Mai facem una așa, pentru tine, oricum e 2-0 la probare. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, da, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, dar anulat-o, dacă te opreai la 11 era perfect. Da, ai văzut că te-ai și la început, dacă ești absent și crezi că mai poți să-i dai una, crezi că poți să mai fac una acolo. Să anulează toate și aia a fost, deci 2-0 la asta, e 1-1 la probă. Mai nervat tare proba asta. Pe cât de ușoară pare, pe atât de grea e, că trebuie să stai bine la creier aici, să nu fii, v-am zis, să nu fii absent. Deci e 1 egal la probe până acum, da? Am luat-o pe aia cu X și 0. Hai să trecem la următoarea. Fiți atenți, am aici 3 umerașe de culoare albastră și 3 umerașe de diferite culori. Portocaliu, un albastru deschis și un roz, da? Fii atent, 3 tu, 3 eu. Și ce avem noi de făcut este stăm aici frumos pe canapea și le arunci până când rămân toate 3 aici. Aveți, foarte important, trebuie să fie toate 3 așa. Ok. Ai înțeles? Da. Când ai ajuns în poziția asta, înseamnă că ești mai bun și că ai câștigat proba, da? Bine, frate. Pune în cadru și dăm drumul la treabă. Hai. Am așezat și cadrul aici frumos, numai nu ne mai rămâne nimic de adăugat, îi dăm drumul la probă direct, da? Gata? Da, păi ce să mai... Ăla s-a agățat de altfel. Da, nu te aștept, nu? Da, frate, e care dă cum... cum numerește, gen. Am fost. Mamă, dar asta e greu rău, e grea tare proba asta. Mamă, unde ne-am aruncat și eu? Hai! Dar ce să-ți fac? Zi-mă, cum n-am vărsit de două ori? Nu știu, frate, habar n-am, dar îmi pare bine. Am prins-o, gata, te-am spart. N-ai voie să faci ca mine. Cine faci ca tine? Ultimul unde l-a aruncat afară, pe geam l-a aruncat. Care, mă, ce? Ce ofticate. Aaa, asta se punea. Se punea asta, mă, bune, dacă se lipea acolo. Ah. Bă, nu, ce l-a dus-a... Ce prăzi, l-a luat prea de aici. Uai, nu! Ce l-am dat! Ai dat un căcat, ai dat cu mâna, am văzut. Hai, dar acum a trebuit. Nu se poate așa ceva. L-a învățat frate acolo. Am, nu putea să rămână acolo așa, ai bine. Băi, frate! Uite-mi capul, să nu-ți au obra. Fii atent că-l dau aici, în margine, să nu-l lovim de el, da? Îl dau? Uite-mă, frate, ce să ai. Acolo-l lași, nu mă interesează. Normal, normal, dar ce, să putea să-i interesezi pe tine?
Băi, ia cu mâna. S-a pus din mâna cu ăsta. S-a agățat, da? S-a agățat, dacă ideea e cu el să agăți, știi? A, vezi, așa, vezi? Perfect, perfect. Dacă mi-l dai jos, nu se pune. Rămâne... Băi, dă-l în dreptul tău, nu mă interesează. Rămâne punct. Așa, așa. Simt că o să câștig proba asta. Bravo, ții. Ia să văd o parte tehnică. Da! Mai avem unul. Ok, unul, da. Mai avem unul, un cavaș cu răbaș. Asta am terminat. Hai, măi, a doua oară. Rămâi acolo. Vezi ce dușmane e fraieră cu mine. Mamă, ce bătălie am făcut! Da, nu rămâi! Am ta! Bă, dar ce bătălie, ia mâna, ia mâna, strâmbă, hai! Acum ai bătălia mare! Bă, dar cu ce dau așa strâmbă? Uite, băi, că intra, bă, dar... Nu, l-am pus eu! Ce ai pins? Te-ai uitat pe camera! N-ai pins nimic! N-ai pins nimic! N-ai pins! Nu vine să cred! Mam, ce-a revenit fraierul! Și a zis fraierul că ce cărbat, gata, că am două, mam, că nu mai pot, că nu știu ce... Și relaxat eram la două, că am mâncat vaș gura voastră. Uite, nici nu mi l-ai atins pe a meu, să te uiți pe cameră să vezi. Ai vrut să faci manevră! Dacă-l dă două mai tare, să rea de acolo, din ăla nu mai ajunge. Mamă, ce solicitant a fost proba asta, am cavaș gura voastră. Mi-a plăcut, mai ales că am și câștigat acolo. Băi, mi se pare interesant, mi s-a părut interesant. Da, mișto asta, chiar șmecher. Puteți să încercați și voi acasă, nu vă trebuie lift un băț și trei omerașe de fiecare. Ca lumea. Hai să trecem la următoarea probă. Uite, ne-a stat și ceasul, trebuie să ne oprim. Deci fiți atenți, am ajuns la ultima probă în care o să ne dorăm iar la țintă cu pistoalele astea de la Nerf, doar că de data asta am făcut cea mai mică țintă posibil și imposibil. Uite, aici, vezi cât a punctul mic este? Aici e o pioneză ca să stea fixă, știi? Da. E, tot ce trebuie să faci este să-ți înfingi un glonț în fiecare. Nu mă interesează ordinea în care tragi tu, adică poți să începi cu asta, poți să așa, dacă nimerești în asta nu e niciun fel de problemă. Okay. Toate trei trebuie să aibă câte un glonț înăuntru acolo. Okay. Fii atent, ele sunt de culori diferite. Ca să nu ne încurcăm între noi, înțelegi? Și cam asta este, fiecare are câte un pistol, punem cadru și dăm drumul la treabă. Hai. Am pus ținta acolo, cred că cea verde, cea de aici de la mijloc, cred că nu prea se vede pe cadru din cauza luminii, dar dacă nimerim acolo, o să ducem camera aproape să vede și voi. Da. Îi dăm drumul la treabă. Gata? Gata, frate, hai. Drept în perete tras. Mamă, ce aproape a fost de aia verde. Hai de mine! Una e gata la mine. Ești de acord? Da. Băi, și o regulă foarte importantă, nu tragem la țintă când adversarul și-a gloanțele de acolo, da? Dar le putea răni și... Termin și eu cu aia ca să-mi țau gura după aia că tu ai luna. Da, și tu n-ai niciodată, nu? Ia-o și pe asta de jos. Ai vrea tu. Mă, ce rău trec. Ce am făcut acolo? De jur împrejur. Mamă, ce aproape am fost! Haide-i. Așteaptă să-mi iau și eu ăsta. Păi îl iau și eu, nici eu nu mai am. Foarte, ce aproape am fost. Băi, trage. Ia de aici. Ce ia să văd eu? Stai cu minte nebunule, să nu-ți iau gura. Da, mă, să nu-ți iau gura, da? La urmă, să nu-ți iau gura. Și ești conștient acum ce se întâmplă, da? Da, mă lasă vrăjeală. Vezi?
Da, tată, da, nu știu cum să zic. Nu m-am eliberat așa, puțin. Cam da, cam da. Adică din ăstea toate acum sigur o dau. Așa cred. Stați așa, chiar acum îi dau exemplu. Nu te cred, mă, frate. Ia camera și arată la oameni. Ia camera! Ah, ce mi-e ciudă! Să vadă oamenii în ăla mic cum am dat de am... Bum! Pistolarul mi se mai spune, da, ți-am mai spus. Mărgelatul. Ia deci, vezi. Stai așa, o luăm cu ăsta aici care e clar. Ăsta de aici de jos și el e clar. Și fiți atenți aici în ăsta verde. Ia uite. Vezi, are și margine verde în partea asta altă aici. Ala, n-am reușit, am tras aproape și eu. Ăsta l-am dat fix în margine. Dar n-am ce să zic, a luat fraier punctul. M-am bupat. 3-1 la probe, nu? Da. 3-1 a luat, n-am ce să zic. Chiar a fost, a revenit foarte tare la aia cu merașele. Și aici asta, s-a... Băi, dar nu știi cu astea că-s numărul 1 la ăsta, ești nebun la cap. A jucat din ăla, noi jucam pârpa când eram mici, așa ziceam jocul. Da, poți și bardiști. Astea au fost probele, sper că v-au plăcut, sper că v-ați distrat. Unele puteți să le încercați acasă, dar asta cea mai mișto, asta e, cel mai da, dar e și periculoasă, așa că nu v-aș recomanda să o faceți doar da, dacă da, vreți, fiți atent, vă dau alte idei și dacă aveți pistoale din astea, gulanțe din astea Nerf, le luați și vă jucați așa și trageți în ținti mai mici, nu știu, o mingi de ping pong, o mingi mai mari sau chestii de genul ăsta, înțelegeți? Da. Nu puneți chestii ascuțite în vârf, pentru că din joacă vă puteți răni și poate să descarci. Dar nu te gândi, mă vedeți că de asta în cap și... Uite așa aici eram. Ăsta a fost videoclipul, apăsați pe butonul drag dacă v-a plăcut, dați un share pe story să-l vadă și prietenii voștri. Până data viitoare, Bogdan în spatele camerei. Ceau! Pa, pa.